cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Cafeaua de dimineață, la mesager de azi m-am și înnecat un pic așa cu cafeaua, pentru că e o cafea foarte scumpă astăzi. Deci este o cafea scumpă, nu în bani, dar vorbim despre aur, știți? Și vorbim despre aur, clar cafeaua este scumpă. Am înțeles că prin unele locuri se servește cafea cu granule de aur în ea, care ar fi foarte bună. Nu știu dacă e vorba de aceeași cafea specială care se obține într-un mod deosebit, dar astăzi, cum vă spuneam, bem cafeaua și discutăm despre aur cu domnul senator Sorin Lavri. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Valentin Bălănescu, vă mulțumesc că m-ați invitat și am să încep printr-o mărturisire scurtă și fățișă. Iau poziția de drept. Nu, n-am intenția de a vă flata, dar recunosc că emisiunea noastră pe care ați făcut-o despre mine și despre aur mi-a plăcut, pentru că acolo sunt obiecții și observații pertinente pe care sper să le atingem în această emisiune și, în plus, iarăși, fără să vreau să vă flatez, să vă intru sub piele, sunteți un moderator cu ștaif intelectual, ceea ce contează foarte mult, pentru că în funcție de starea moderatorului, contează nivelul duelului, iar fiecare dialog pe care l-am avut cu dumneavoastră a fost un soi de dialog plin de nuanțe și de... Eu vă mulțumesc, dar vă mulțumesc pentru altceva. Rar mi se întâmplă să fac o emisiune, să vorbesc despre cineva. Eu am pretenția că nu vorbesc despre cineva la modul acela războinic, vezi că nu. Încerc să fiu cât pot eu, să fiu de obiectiv. Rar mi se întâmplă să primesc un mesaj după emisiune, da, în care să mi se spună: domne, mulțumesc, așa, discutăm cu simpatie. De aceea și sunteți astăzi invitat în emisiune, pentru că eu aș vrea să lămurim niște lucruri. Recunosc, și am spus-o și în emisiune atunci, că având în vedere principiile fundamentale pe care și-a declarat activitatea AUR, eu am fost unul dintre oamenii care am zis: da, domne, mergând la principii, ok, este de discutat, e ok, simpatizez cu niște lucruri. De acolo până la practica politică, drumul este foarte lung. Pot să înțeleg și asta. Dar m-am întrebat și într-o conferință de presă, dacă ține-o bine minte, apropo de abdicarea de la aceste principii. Există această abdicare? Să reproduc obiecția noastră și apoi să încerc să intru în logică. Noastră a spus așa: de la bun început noi am declarat că suntem antisistem, că avem principii, corect, și că pentru noi PSD-ul este o adunătură de ticăloși, corect, și că nu putem să colaborăm cu ei. Pentru că apoi dumneavoastră să ne reproșa și implicit mie că din momentul în care am intrat în precampania electorală, noi am început să primim traseiști până și de la PSD, pe cei pe care îi consideram cu totul și cu totul nefrecventabil. Să spunem pe cei și PNL, pentru că și ei sunt partea sistemului. Deci nu numai PSD. Și vă spun, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a fost luată această măsură tactică împotriva aurului de comasare a alegerilor, la care noi nu ne-am așteptat și am fost loviți sub centură. Și am fost puși în colț, într-o situație limită. În situația aceea limită ne-am dat seama că aveam două posibilități. Ori rămânem puritani, infailibili, imaculați, antisistem, și atunci nu aveam candidați în foarte multe comune și sate din neamț, ori acceptam acest compromis și primeam oameni care veneau de la PSD și PNL, pentru că nu mai erau primiți acolo, condiția să n-aibă dosar penal în trecut, pentru că în felul acesta să acoperim secțiile, pentru că nu aveam. Și am făcut acest compromis, da, recunosc. Almitări, dacă stăteam acasă fecioare politice, noi ne necam cu principiile la gât. Asta s-a întâmplat. Deci compromisul îl recunosc și este făcut. Dar până acum noi n-am împrumutat armele lor ca chiar să ajungem să fim parte din sistem și să semănăm cu ei, ba chiar să fim identici. Dar compromisul ăsta l-am făcut. În momentul în care s-a declanșat procedurile astea, mai mult sau mai puțin constituționale, de comasare a alegerilor, simțindu-ne loviți, George Simion a zis: din clipa asta primim oameni din alte partide, pentru că nu avem candidați peste tot. Asta a fost compromisul pe care îl recunosc. De aceea obiecția dumneavoastră
este cât se poate de pertinentă. Dar nu pot să spun că acum noi am abdicat de la ce principii? Spuneți-mi-le dumneavoastră, dacă vă referiți la pilonii doctrinari sau la ce anume. La pilonii doctrinari, hai să spunem că nu ați abdicat, cel puțin la nivel declarativ. Pentru că în momentul în care, de exemplu, vine un fost primar, PSD, cunoscut pentru tot felul de afaceri, matrapazâcuri, cum i-ați numit dumneavoastră, nu mai țin minte, data trecută în conferința de presă. Regii Căpușă. Regii Căpușă. Și ai un regișor din ăsta care îți vine și îl primești în partid. Automat ai creat o fisură în ceea ce înseamnă imaginea ta cu care vii în fața alegătorului. Eu pot să înțeleg că aduceți oameni din PSD, din PNL, de unde or mai fi ei, care au avut un trecut acolo, funcții și așa, dar nu înțeleg să-l aduceți și să-l puneți candidat la primar. Asta nu pot să o înțeleg. Pot să-l iau, îl aduc, îi folosesc experiența, vii acolo, pot să lucrez, pot să fii consilier, pot să fii viceprimar eventual, dacă așa. Dar nu cred. Adică în momentul în care omul acela, care de 8 ani, 12 ani, 16 ani, a avut eticheta pusă pe frunte de PSD, PNL sau altceva, și în spatele etichetei erau tot felul de contracte, persoane, etc., nu poți să defilezi, din punctul meu de vedere, nu poți să defilezi cu el și să crezi tu că el va sluji partidul, implicit populația, schimbându-se cu 100%. Da, nu fac nici cea mai mică iluzie că el se va schimba pe de-a întregul și că se va regăsi în valorile noastre. Este riscul pe care îl asumăm. Am înțeles. El poate foarte bine după alegeri să plece, să ne întoarcă spatele și să recurgă la tertipurile de îmbogățire la care a recurs până acum. Dacă aveți un caz concret, spuneți-mi. Noi atât am pus condiții. Să nu aibă pete penale, să nu fi fost condamnat, unu, și doi, totuși reputația lui să nu fie una de cloacă. Contează mult cum vorbesc localnicii despre tine. Și adevărul despre un primar îl afli din gura celor care absolut, au stat acolo. Absolut, timpul. Absolut. Da, dar știți cum e? Am avut primari care au fost aleși și din pușcărie. Nu vorbesc în neamț acum. Da, da. Au fost aleși din pușcărie. Deci populația vorbea, i-au votat. Pentru că ei erau, era să spun acum, așa folosesc un termen, populăcioși, știți? Adică erau populari cu oamenii, așa. Ei, în realitate, în spatele acestei popularități se aflau niște lucruri care țineau de afaceri, de modul în care foloseau bugetul local în folos propriu a unei găști clici de oameni și din când în când îi mulțumeau pe oameni cu mici ajutoare. Și oamenii ziceau, uite băi, ăsta e primarul care stă de vorbă cu mine. În realitate, nu era un primar pentru comunitate, era un primar doar pentru el. Și avem cazuri și în... Exact, cum se întâmplă cam peste tot. Da, e deplorabil, dar așa se întâmplă și mai dramatic este că în mintea românului, a omului de rând, s-a împlântat această idee că el așteaptă să fie îmbrobodit, da, cumpărat, da, de așa primar. Este. Așa este. Și asta se întâmplă acum și tocmai de aceea am fost loviți prin această comasare a alegerilor, pentru că cei de la PSD și PNL știu că noi nu avem armata aia de infanteriști care să meargă pe teren din casă în casă, să dea bagnota și să spună mai vrei o bagnotă, filmează, fă-ți poză cu ștampila pusă și primești a doua bagnotă. Noi aici suntem descoperiți pentru că nu avem o asemenea armată. Și prin asta ne lovesc. Acum, domnul senator, în perioada de, nu de precampanie, noi suntem în precampanie acum, înainte, AUR a avut caravane, a avut oameni care au mers prin comune, au vorbit, popularitatea partidului s-a dus sus. Nu este cumva, știu eu, nefiresc faptul că în momentul în care ați început să puneți candidați sau să vorbiți despre candidați în diverse localități, în țară și în alte locuri, cer eu scuze, am uitat de data aceasta, această popularitate să aibă de suferit,
atât timp cât AUR a vorbit despre români, biserică, credință, tradiții, sănătatea populației, trebuie să facem aia, a fost o creștere clară, adică numai tâmpiții nu poate să înțeleagă lucrul ăsta. Din momentul în care au început să apară candidații cu nume, prin diverse locuri, cazul Bușă de acum nici nu mai vreau să-l discut, dar și în alte părți, chiar și la Piatra Neamț am avut discuția asta. Ei, au început să se schimbe lucrurile. AUR a început să dea impresia unui partid în care sunt scandaluri, neînțelegeri. Pare așa un partid în momentul ăsta condus prin impulsuri. Nu așezat. Nu, nucleul de conducere din vârful partidului acela nu s-a schimbat deloc, nu există conflicte acolo. Mai degrabă aș pune totul pe seama unei tactici a lui George Simion. George Simion știe să provoace, să tatoneze atmosfera. Și veți vedea că periodic vine cu un asemenea personaj cum a fost Gușă. E felul lui de a reacționa. Și faptul că Marius Lulea îi dă o replică prin care îl contrazice cum că domnul Gușă nu va fi candidatul nostru la București, aici nu e vorba de un conflict. Chiar nu e niciun conflict acolo. Bun, astea... Nu, eu vorbesc de modul în care Gușă a pus problema. Nu cum a pus-o Simion. Eu pot să înțeleg o tactică electorală. Pot să înțeleg inclusiv această joacă la nivel înalt. Hai să folosim chestia asta. Dar modul în care a venit Gușă și a pus problema n-a fost un mod care să avantajeze AUR, cel puțin ca partid. Gușă e hârșit în politică și are și el vicleniile lui. Mai mult nu pot să vă spun. Haideți să ne întoarcem în Neamț. Eu nu-l cunosc pe domnul Gușă și, mă rog, am un fel mai simplu și mai direct de a cântări lucrurile și cred că este un mare defect în politică. E un mare defect. Trebuie să fii mult mai mlădios și mai maleabil. Da, întorcându-ne la Neamț. O altă obiecție noastră, pe scurt, e că eu am declarat că în ultimile zile am început să bat județul și să văd realitatea urât pe meschină. Și mi-a spus, de-abia acum ai început să bat județul, ce ai făcut până acum? Nu, acum am început să strâng semnături, domnul Bălănescu. Am fost cu caravana medicală. Aici a fost, știți, așa în sensul... Aici a fost în sensul deciziilor... în alte, cum se cheamă, Curtea Europeană, nu știu cum se cheamă, știți că jurnalistul are dreptul să exagereze ca să obțină un efect. Da. Eu am înțeles că dumneavoastră ați mai fost prin județ și știu asta. M-am referit strict la modul în care ați spus, în ultimele zile am început să văd realitățile. Nu. Eu știu că știți realitățile din județ, dar tușa aceea, care este o tușă și electorală până la urmă pe care ați dat-o, am ținut să o sancționez, așa cum se spun. De ce? Să nu înțeleagă cineva, că eram sigur că ne vom întâlni în emisiune, să nu înțeleagă cineva că de-abia acum mergeți prin județ să ajungeți să dați cu ochii de ce se întâmplă. Dar haideți să vorbești despre un lucru bun pe care l-ați făcut. Faptul că faceți conferințe de presă în fața Consiliului Județean și faptul că nu vine foarte multă presă acolo, mie îmi spune că faceți un lucru bun. Că le faceți. Asta e partea frumoasă a lucrurilor. Partea cealaltă ar fi următoarea. Când faceți asemenea conferințe de presă și vă referiți la cazuri concrete, este bine ca acele cazuri concrete să fie susținute de documente sau, mă rog, e greu să arăți un document, dar poți să-l pui la dispoziția presei, sau de decizii judecătorești, sau de anchete, sau altceva. Și atunci gradul de credibilitate va crește enorm. Poate așa va veni și restul presei să-ți vă vadă. Nu știu. Da, mi-ați pomenit înainte de emisiune de cazul primarului de la Români. Recunosc, nu știu 100%, dar cred că acolo este o chestiune care se poate discuta. Adică restricția aceea de a participa la alegeri se pare că poate fi suspendată și că el are dreptul să participe. Eu n-am știut asta din ce am citit și am înțeles din documente. Pe mine m-a sesizat cineva ieri, de asta vă spun. Da. Dar să revenim acum la campanie. Sunteți candidatul AUR pentru județul Neamț la Consiliul Județean.
A trecut ceva timp de la ultima emisiune. Vă rog să-mi spuneți, acum discutăm la modul, ce s-a schimbat de când ați venit, ați fost anunțat de candidat, ce s-a schimbat în percepția dumneavoastră despre județul Neamț, ce s-a schimbat în percepția dumneavoastră despre modul în care este organizat Partidul Aur în județ. Pentru că clar o trebuie să dați ochii cu realitatea din teren. Și cum credeți că a reacționat populația la candidatura dumneavoastră? Nu știu cum, încep cu sfârșitul. Nu știu cum a reacționat populația. N-am pulsul ei deocamdată. N-am decât pulsul mass-mediei și al politicienilor. Am vorbit și cu colegii mei, mai ales cu domnul senator Țapu Nazare. Am împărtășit niște impresii. Almită, nu știu ce reacție are poporul. Ceea ce știu eu sigur este că sunt anonim în sate și comune și grija mea cea mare în campanie electorală este ca oamenii să audă de mine, pentru că notorietatea mea este culturală și mediatică, dar nu pentru omul de rând. Cum mi s-a schimbat mie viziunea? Am încercat să o schițez ieri în conferința de presă. Județul este subjugat de o cohortă de căpușe, de regi plăjnițe care suc finanțele acestui județ. Și este o complicitate formidabilă, este ca o încrengătură de rădăcini subterane. Aici principiul dominoului nu funcționează, că dacă cade o piesă, se prăbușește tot edificiul. La noi a căzut piesa de sus, a căzut arsene, edificiul încă ține. Bamanul se spune este că foarte solid. E foarte solid. Omul lui Arsene, de care aud peste tot, domnul Vlasie, Ginel, este deja așa o eminență cenușie, nu l-am întâlnit niciodată, sper să-l întâlnesc. Suntem căpușați, județul e căpușat de acești paraziți, al căror număr am stat eu să estimez alături de colegii mei. Mergem undeva până la 5.000 de oameni. 5.000 de oameni, număr minim. Aici intră 84 de OAT-uri, adică 84 de primari. În medie, cât are o primărie oarecare? Eu am calculat undeva la 15 consilieri. Sunt primării care au vreo 6 oameni undeva, dar au consilieri mai mulți decât angajați. Vedeți? Da. Nu mai zic de primăria de la Piatra, care are peste 200-250 de angajați. Și dacă facem calculul și mulțim 84 cu numărul ăsta de consilieri, deja ajungem aproape la 2000. Deja, aceștia sunt oamenii care reprezintă focarul de corupție. Ce înseamnă corupție? Știți mai bine decât mine. Complicitatea dintre primar, Consiliul Județean dă bani către primării, mai ales preferențial, dacă sunt în același partid, iar primarul încheie contracte sau organizează licitații preferențial, privilegiat, pentru oamenii lui. Se încheie contractul, suma se duce către patronul de firmă și urmează un cuvânt pe care nu l-am suportat niciodată, dar care s-a încetățenit în argoul ăsta al corupției, urmează parandărătul, adică suma de recunoștință pe care patronul i-o dă primarului sau consilierului pentru că a câștigat licitația sau a încheiat contractul. Și asta care nu întotdeauna înseamnă bani. Nu înseamnă bani. Da? Nu întotdeauna. Asta nu se întâmplă doar în Neamț, se întâmplă în toată România. Și ne mirăm că noi nu mai avem industrie, nu mai avem economie. E dureros pentru că dincolo de lupta asta politică îți dai seama că e ceva putred în noi, în morala românului. Asta e drama cea mare. Dincolo că suntem acum în campanie electorală și ne luptăm, eu mă lupt cu domnul Harpa sau cu domnul Lazar. Iar Apopei se luptă cu Niță și cu, spuneți, cu Carabelea. Astea sunt deja lucruri mărunte, regionale, însă dacă gândim la scară națională ceea ce se întâmplă, aproape că îți vine să spui, doamne, România s-a pierdut. Da, și atunci vă întreb încă o dată, întorcându-ne de unde am plecat. În momentul în care vine un partid și spune, domne, acestea sunt direcțiile de la care eu nu abdic. 1, 2, 3, 4. Crește în popularitate. Vine acea decizie, eu nu pot să o numesc, am numit-o eu în emisiune cu comasarea care duce și la apariția candidaturilor unite ale partidului în anumite zone. Vine decizia asta și partidul ia această hotărâre.
pe care eu, sincer, n-am înțeles-o foarte bine nici în logica aceasta, hai să-i primim ca să avem acolo. Și eu stau și mă întreb, ce pierdea partidul dacă nu abdica de la aceste principii? Pierdea niște candidați care oricum nu ar fi fost ai lui. Dar la nivelul mentalului colectiv, poate se producea un declic. Și zicea, dom'le, băi, hai că ăștia sunt altfel. Nu știu, stau și mă întreb. Aveți personaje despre care ați vorbit cu încăpățânare de la tribuna Senatului, oameni care n-au abdicat de la principiile lor, indiferent de condițiile în care au fost supuși torturii, presiunilor fizice, psihice și altceva. Oamenii aceia, dumneavoastră, n-ați fi putut să vorbiți despre ei dacă ar fi abdicat. Da, dar acolo e vorba de altceva, acolo e abdicare morală. Aici nu este abdicare morală, noi n-am abdicat moral. Când o să vă vedeți pe mine că o să încep să fiu cu... Nu mă refer la dumneavoastră. În general, că eu știu sigur că dumneavoastră aveți anumite repere de la care nu abdicați nici în interiorul partidului. Știu sigur asta. Eu vorbesc, acum ați vorbit de situația generală din România, că suntem pierduți într-un fel. Până când nu va apărea ceva care să reprezinte un punct de sprijin, punctul ăla de sprijin ca să poți schimba universul, da? Până nu va fi, dar un punct de sprijin clar, inflexibil, ca să spun într-un fel, deși nu-i foarte corect. Până atunci, cred că într-adevăr ne pierdem. Ca nație, ca tot. Da. Acum închid paranteza. Punctul acela arhimedic e ceea ce noi am gândit doctrinar acelei patru piloni pe care îi pomenim tot timpul, dar până la urmă totul se reduce la religie și la nație, la etnie, la neam. Exact. Dacă aici am putea să ridicăm ștacheta, atunci mai avem o soartă. Mă întorc. Nu puteam să fim o castă de imaculați puritani care să ținem cu dinții la această, cum să zic eu, convingere că nu avem voie să ne amestecăm cu ticăloșii de PSD și peneliști, pentru că, cum vă spuneam, ne sinucideam cu principiile în mână. Într-o campanie electorală trebuie să faci acest compromis. L-am făcut și l-accept. Dar asta nu este un compromis moral. Este un compromis electoral, politic, cum vreți să-l numiți. Nu mi-ați dat un exemplu concret de cum anume am primit noi. De obicei, tot timpul se pomenește de Marius Apope, că el a fost consilier liberal. Știam asta imediat după alegere, am știut. Când m-am întâlnit cu el în primăvară, eu știu de 4 ani pe Marius Apope. Îl cunoaștem de mult, chiar dacă el este o ființă discretă. El nu s-a etalat mediatic. La începutul anului, noi am hotărât să facem acel referendum pentru... un referendum cu două teme. Una teme este să indicăm explicit în Constituție că familia se înființează, căsătoria, bărbat, femeie, nu alte variante patologice, și doi, păstrăm banii pe șin, cash, cum se spune acum. Da, să poți face cumpărături cu bani cash. L-am numit pe Marius Apope, a fost șeful Comitetului de Organizare a Referendumului. Și în clipa în care la BNC în București s-a pus problema, îl băgăm în bătaia electorală pe Marius Apope, el trebuia să-și dea demisia din comitetul ăsta de conducere, că el era președinte. Am stat, am vorbit, ne-am gândit ce facem cu Loredan Popa. Mergem cu el, el deja are un spirit organizatoric indubitabil și formați o echipă de loiali. Ce facem? Mergem cu el, atât cât percepeam noi din sondajele pe care le aveam, pe care le-a dat domnul Parada, cu el nu câștigam. Nu aveam mari șanse să câștigăm. În schimb, cu Marius Apope avem șansa pentru că el are alte resorturi, are alte pârghii. E un personaj prea discret deocamdată, dar o să am grijă ca să-l împing în campania electorală și să-și dea drumul, pentru că are înzestrare de trebuință și are relațiile de trebuință. Mi s-a reproșat că am venit și l-am parașutat de sus, deși știam că e consilier liberal. Am știut de la început lucrul ăsta, dar el ne împărtășea valorile, de la început le-a avut. El este de fapt un creștin ortodox naționalist care atunci a mers cu liberalii. Dar el niciodată n-a coincis și n-a rezonat cu liberalismul acesta globalist și ateu. Vă spun pentru că îl știu. Singura lui slăbiciune este felul acesta discret al lui de a fi. Nu iese încă la bătaie.
Dar vom avea grijă să-l împingem, pentru că în campanie electorală e o competiție. Unor competiția asta e cafteală de-a dreptul. Se vorbește foarte mult despre faptul că el a fost cumva, sau că este un candidat venit cu recomandări puternice din zona Bisericii Ortodoxe Române. El este apropiat bisericii, dar nu pot să vă spun ce recomandări au ajuns la George Simion sau la Claudiu Târziu. Claudiu știe pe Marius Apope de foarte mult timp. Sunt pe aceeași baricadă creștin-ortodoxă de mult timp, mai mult decât mine. Nu știu ce... Contează foarte mult lucrul acesta într-o campanie, dacă are această binecuvântare, ca binecuvântare, să-i spun. Da. Binecuvântare ca să vină să intre în lupta asta. Oricum, este un candidat un pic atipic. Nu am văzut până acum niciun fel de ieșire foarte... Da, asta vă spuneam și eu. Ar trebui, probabil, să apară, pentru că și pentru dumneavoastră este important la județ să aveți un candidat bun la Piatra Neamț care să vă aducă voturi și pentru Consiliul Județean. Păi, miza noastră, a mea sigur, este să obțin un scor mai bun decât media pe județ a partidului. În felul ăsta mă recomand și eu, altfel, altfel singur sunteți mă, mă duc în jos. Sunteți al treilea om în structura AUR, cel puțin. Da. Oricum, este greu, pentru că vă luptați cu doi competitori hârșiți în campanii electorale locale, care probabil și-au făcut niște calcule electorale simple. N-au ăștia de la AUR, să spunem, nu știu, la Valea Ursului, las că le trimitem noi niște oameni și o să avem consiliu oricum, nu o să-și permite să-i dea afară, că n-au alții să pună în loc. Ce vorbeam, da. Și, dar măcar să fiți legitimați cu mulți aleși locali. Locali, da. Da. Bun. Domnul Auric, ați amintit despre cei 5.000 de oameni, ați amintit despre modul în care sunt căpușate consiliile locale, Consiliul Județean. Am scris și noi de enorm despre toate lucrurile astea, toată presa a scris, fiecare pe zona lui, știți. Unii au scris despre PSD, alții au scris despre PNL, alții au scris așa. Acești oameni fac parte din sistem. În momentul când, să spunem, ați câștigat alegerile, ajungeți în Consiliul Județean, nu puteți veni decât cu câțiva consilieri în Consiliu și consilierii personali ai președintelui. Dar de acolo încolo lucrurile sunt la fel. Mi-ați spus, urmează negocierile. Nu vorbesc de Consiliul Local sau de Consiliul Județean. Eu vorbesc de lucru cu funcționarii. Lucru cu funcționarii. Asta este cea mai mare provocare pentru cineva. Și va fi foarte dificil. Vă dau un exemplu. Cum poate să piardă un primar alegerile? Un primar care, în mod normal, n-ar trebui să le piardă. Nu dau nume, ca aproape el că să-ți vadă, o să știe lumea despre ce e vorba. Un primar care a deschis zeci de proiecte, unele finalizate, altele în lucru, poate să piardă alegerile pentru că un funcționar a uitat, n-a vrut sau a uitat intenționat să anunțe că la un proiect foarte important cu miză electorală imensă nu sunt făcute racorduri ca să poată fi dat drumul respectivei investiții. Și primarul va deconta 100%, că va pierde, că va câștiga, nu știu, dar va deconta electoral. Sau un altul a uitat că pentru a construi un pod trebuie să ai autorizație de demolare. Dumneavoastră, ca președinte, ca primar, nu aveți de unde să știți astea. Dar dacă te face unul în foi exact, de viță... Dacă te sabotează birocratic... Ce faceți atunci? Păi, consilierii n-ar trebui să supravegheze fiecare chichiță, fiecare detaliu? Nu reușesc, domnul senator. Pentru că nu știu. Trebuie să-i cumpăr. Să le cumpăr realitatea. Nu știu. Voi semăna ca actualii primari. Deci nu știu. Degeaba vii din afară. Nu știi. Nu știu. Nu știi. Iar cei regii aceia sunt adevărate familii care împânzesc
consilii județene, consilii locale, sunt cu metri vechi. Și tu vine și îți spune așa, domnul, aici nu avem lege, domnul. Păi, dar de ce ați uitat chestia asta? Păi, știți, sunt proceduri. Da. Ei. Te omoară. Te omoară, pur și simplu. Domnul Lavric, eu vă spun ceva. Încă nu-i târziu. Încă nu-i târziu să mă retrag. Că nu știu unde mă bag. Da, da, da. Știți, da, e foarte frumos să stai în fața Consiliului Județean și să-mi spui, ăștia au făcut așa. Da, e ok, este foarte ok, așa este. Problema mea ca alegător este cum veți face să nu se mai întâmple lucrul ăsta. V-am zis, cu bună voință și cu voința fermă de a înlătura cât de cât țesătura asta de mangrove, de rădăcini care sunt împletite peste tot. Am înțeles. Unde există o voință, trebuie să existe și o putință, în ciuda împotrivirii acestor familii și cumetrii care, într-adevăr, au împânzit totul și sug totul. Dar dacă românul își dă seama și se oprește și spune, stai, domnule, mă revolt, nu cu forță, prin vot. Dacă nu, doar așa, ne întâlnim împreună și din când în când mai discutăm dueluri intelectuale și... Bun, nu discutăm acum de dueluri. Haideți să vedem. Ce v-ați propus în campanie, în afară de aceste conferințe de presă pe care le faceți în mod cu încăpățânare pozitivă, zic eu, foarte bine că le faceți. Alții nu fac lucrul ăsta. Probabil nici nu-și permit. Și probabil că au alte modalități de a face campanie. Ce v-ați propus în perioada următoare să faceți pentru a, ca mesajul dumneavoastră ca partid și în calitate de candidat, să ajungă la oameni. Noi urmărim acest joc politic. Deocamdată, în afară de conferințele de presă, în media, sunteți destul de discreți. Pe mine nu mă interesează neapărat în media. Ce faceți în localități? De exemplu, am văzut, ați venit la Girov cu un domn... Da, Peter... domnul Pietraru. Irinel Pietraru. Deci, un domn pe care eu l-am avut în emisiune și care știe să vorbească, știe să puncteze, dar mi-am dat seama, ascultându-l în conferința de presă, cât de ușor este să folosești aproape același limbaj la USR și la AUR. Da, am avut o revelație. Da, dânsul împrumută jargonul acesta impersonal. Ba chiar m-am sfătuit și pe mine să vorbesc așa în termenii aceștia consacrați și am zis că nu pot, eu trebuie să fiu personal, să vorbesc în limba mea. Da, dânsul împrumută, dar chiar știe ce se întâmplă în Girov. E un expert, bine, pentru că de 4 ani se luptă cu domnul primar de acolo și are șanse, are șanse mari în Girov, pentru că este deja recunoscut acolo. Ce am de gând să fac, îmi spuneați? Merg și critic acolo unde am la îndemână, ca să vă plagez, materialul clientului. Astăzi mă duc la Roman și fac un filmuleț în fața casei Celibidache, care este în ruină. Casa Celibidache, aflându-se în grija cui? A Consiliului Județean. Și atunci o să-i transmit domnului Asaftei, de ce n-ați făcut nimic pentru casa celui mai celebru dirijor, a cărui carieră este unică, cum este cea lui Celibidache. Omul ăsta a fost recunoscut în Berlin și München, a fost cetățean de onoare al Münchenului, iar noi, drept recunoștință, îi lăsăm casa în paragină în care a copilărit și a crescut. De pildă, mă duc la fabrica de cabluri din Roman, fosta. La fel, fac un film critic, critic, critic. Îi atac pe toți, dar, cum spuneam, numai pe bază de fapte. Nu mă leg de persoana lor, de viața lor familială, nu. E lipsit de cavalerie să faci asta. Asta e tactica mea, 1 și 2. Scopul pe care vi l-am spus de atâtea ori. Eu nu sunt cunoscut în sate și în comune. Eu acolo trebuie să pătrund. Și chiar dacă pierd alegerile, voi câștiga un dram de notorietate în județul Neamț. Se va auzi de Lavric. De ce? În perspectiva, să spunem, alegerilor parlamentare. Eu oricum o să rămân senator, chiar dacă nu o să ajung la Consiliul Județean Președinte. Apropo de casa Celibidache, eu m-am plictisit de când se tot vorbește despre reabilitarea ei și ce este haios, să folosim un termen așa
la modă este că dumneavoastră mergeți la Roman să vorbiți despre Casa Celibidache și domnul, nu mai știu, senator sau deputat Laurențiu Leoranu, spune, domnule, zice, eu tocmai am mai depășit un obstacol ca să facem ceva cu Casa Celibidache. Și că am găsit doi experți. Am reușit să desemnăm doi experți. Ce se întâmplă cu Casa Celibidache este o rușine, nu de acum, este o rușine de ani, de zile. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că o reabilitare a unei case de genul acesta nu aduce foarte mulți bani. În schimb, o reabilitare a Spitalului de Psihiatrie din Roman, apropo, e o temă. Cere și dumneavoastră niște informații cât a costat reabilitarea Spitalului de Psihiatrie din Roman, cât a costat, când a început, de câte ori s-au suplimentat sumele de bani și dacă s-a terminat. E foarte interesant. Chiar ar fi interesant să vedeți. Da. Poate, zic și eu, n-ar fi lipsit de interes să faceți conferințe de presă nu în fața Consiliului Județean, ci în fața primăriilor din comune. Da. Cu transmisii în direct. Da. Și poate n-ar fi rău să chemați oameni din comună să se exprime alături de dumneavoastră în conferințe de presă. Chiar dacă unii vin și vin de la PSD și zic, băi, dar ce cauți aici? Este și asta o modalitate. Nu, am reținut-o. La Piatra Neamț ați vorbit de domnul Marius, care va candida. Care sunt planurile AUR pentru Piatra Neamț? Eu aș fi vrut să văd candidatul alături de dumneavoastră, să discutăm un pic despre Piatra Neamț. Unii spun, domne, s-a investit prea mult și prost. Alții spun, domne, noi investim pentru viitor. Care este poziția AUR? În privința capitalei, să vină Marius Apopei să spună măsurile exacte. Și nu doar el, dar cei care sunt în temă. Acum să vă spun exact precis pe puncte, nu știu. Nu mă interesează în mare. Păi, ce să vă zic, apa servie cum e. Ieri am fost sus pe Cozla și am văzut în ce hal e stația Terminus de la Telegondolă, că firma care se îngrijește în faliment, în insolvență, nu mai poate plăti datoriile, că domnul Carabela se chinuie ca să treacă în proprietatea primăriei tot ceea ce înseamnă Telegondola și nu reușește. Acum a reușit cumva, adică au plătit datoriile Telegondolei. Acum mai așteaptă niște precizări legislative ca să poată să treacă terenurile și ce mai este acolo la primărie. Dar acolo este o afacere care are rădăcini vechi. Municipiul Piatra Neamț a pierdut în afacerea asta câteva milioane de euro bune. Și plătește și acum, în momentul acesta. Ați spus că Mirel Palada v-a făcut un sondaj și ați văzut cam cum stau lucrurile. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, scorul în acest moment, dacă ar fi alegeri mâine? Cam unde s-ar situa AUR? La județ. Pe locul 2 după PSD. Nu am un sondaj nominal cu mine, dar din câte știu eu sunt pe locul 2 și mă defansează domnul Harpa, deși blestemul lui Arsene pe capul lui este mare. Dar uite că PSD-ul are acea armată de infanteriști în teritoriu cu care încă câștigă. Deci pe județ, pe Piatra exact nu știu să vă spun. Dar suntem pe locul 2. Ați spus că a stat de vorbă și cu domnul senator, colegul dumneavoastră din Senat, domnul Țapu. El ce v-a spus? Păi, fiecare dintre noi trăim în găoacea sentimentului victoriei. Dânsul mi-a spus că n-ai nicio șansă la Consiliul Județean. Niciuna. George Lazar va câștiga. Așa tânăr cum el și impetuos, va câștiga. Am făcut sondaje în fiecare an. Suntem pe primul loc. Suntem într-un conflict acerb cu Harpa și cu PSD-iștii. A fost cea mai mare greșeală această mezalianță. Îmi spunea, sper să nu se supere, că a fost o discuție. Vom lua cam 50-60 de primării din județ, restul PSD-ul. Voi nu veți lua nimic, AUR-ul.
fiecare trăiește în bula lui, cum se spune acum. Mie îmi place, ei, unii iau 50-60 de primării, ceilalți iau și ei 50 de primării, numai că ar trebui să mai împărțim niște comune, să mai creăm niște comune. Și am zis că domnul Harpa a făcut o conferință de presă la Roma, unde a spus 70% luăm noi PSD-ul. Poftim. Bine, asta e o tactică de a te pune în lumină și de a cultiva... Cu cei din PSD ați discutat vreodată? Cu Harpa sau cu cineva? Am fost în biroul la domnul Harpa. Ați fost în biroul la domnul? Da. Și ne-am înțeles că se poate de amabil. Era și doamna al cărei nume îmi scapă, e directoarea de la Carmen Seculare. Carmen Nastas. Așa. Carmen de la Carmen Seculare. O ființă plăcută, luminoasă și atrăgătoare. Așa că ne-am înțeles amiabil cu George Lazar. Dar ce ați discutat cu Harpa? Adică ce ați putea să discutați cu... Să facem cunoștință. Ah, ați vrut să vă faci... Să spunem că intrăm împreună într-o competiție și că sper ca ea să fie cât de cât curată cavalerească. I-am spus ceea ce le spun tuturor, că nu mă leg de persoana lor, nu mă interesează de latura politică. Deci, practic, dumneavoastră v-ați dus să vă... Să absolut, da. Adică nu v-ați dus să spuneți, băi, Harpa, dăm și mie niște candidați prin niște comune. Doamne ferește! Cum să fac așa? Nu știu, că sunt mai practică. Nu. Am stat la o cafea și la un pahar de apă și ne-am înțeles cât se poate de politicos. Aștept să-l întâlnești pe domnul... Pe domnul Lazar n-ați apucat. Da. Domnul Lazar n-ați apucat. Nu, îl știu pe domnul Țapu Nazare, că mi-e coleg, și la fel m-am întâlnit cu domnul Carabela, dar de mult. Am înțeles. Bun. Acum, na, e foarte bine că se discută. Asta ar fi normalitatea. Normal, să nu ajungem la adversități din acest... Acum, eu aș fi foarte bucuros să se discute și într-un studio de televiziune, cei trei candidați să vină și să discutăm despre județ. Ar fi foarte interesant. Azi... N-am nicio reticență, vin cu drag. Oricând doriți, eu vin și cu domnul Harpa și cu domnul Lazar. Aveți de la partid un target? Vi s-a spus, de exemplu, domnul Simion, că altcineva nu cred că vine, sau domnul Târziu. Băi, domnul Lavric, uite care e treaba, tu candidezi acolo. Nu, mie trebuie să-mi scoți atât, dacă nu, mai discutăm. Nu, procentual nu s-a pus nicio țintă. În schimb, avem cam 5-6 județe în care putem câștiga Consiliul Județean. Iar Neamțu este un asemenea județ. Claudiu Târziu și George mi-au spus amândoi, tu poți câștiga Consiliul Județean, ținând seama de starea de spirit din județul Neamț. Revolta față de PSD-PNL și în același timp o simpatie față de AUR. Am spus, așa că exista această simpatie, nu mai știu, probabil că e așa, la un anumit moment ea a fost măsurată și în sondajele celor care, cu care vă confruntați. Da. A, că acolo se spunea că au 20, că au 18, că au 16, că așa, dar tot timpul erați acolo. Zone din județ în care erați foarte bine. De asta nu știu în ce măsură campania pe care o duceți acum ține cont de aceste rezultate. Adică dacă zonele în care erați bine în sondaje sunt valorificate acum. Că nu-mi dau seama. Eu nu știu sondajele adevărate pe care le-au adversarii mei. Nu le știu. Așa că nu pot să mă ghidez după ele. Înțeles. Dar asta e ținta mea, nu procentual, vreau să fiu peste scorul partidului pe județ și oricum Neamțul va fi printre primele județe din țară în privința numărului de voturi pentru AUR și apoi eu mă bat pentru Consiliul Județean. Ce câștig sigur este până la urmă notoritatea pe care nu am în județ, mai ales în sate și comune, și chiar dacă pierd bătălia pentru Consiliul Județean, eu îmi văd de drumul de senator pe care voi merge și în decembrie, când vor fi alegerile parlamentare. În momentul acesta, la partid, în organizații, există, să folosesc un cuvânt așa, efervescența aceea care să atragă noi oameni, noi membri de partid? Da, există. Există. Deci vine lume la partid să se înscrie? Da, în păcate vin mulți, cum spuneați noastră, oportuniști sau parveniți sau trimiși de către adversari. Și în ciuda acelei rupturi și acelui conflict cu plecarea lui Loredan Popa și acelor din echipa lui, mergem în campanie electorală, mergând la câștig.
și cu Marius Apopei și, bineînțeles, cu mine. Cu Loredan Popa ruptura este definitivă și cu echipa lui? Da, Gânsul a plecat și a dat demisia. Nu știu, am înțeles că cochetează cu alt partid, dar nu pot să vă spun cu care anume. Deci ruptura este definitivă. Dar asta nu înseamnă că nu prețuiesc și nu îl admir, pentru că am făcut o echipă bună, m-a ajutat mult. Da, el clar a fost unul dintre cei care au contribuit la organizarea partidului în Mai Piatra Neamț. Mai ales în capital, da. În Piatra Neamț. Îmi spuneați în emisiunea trecută că de filiala județeană se ocupă și încă o doamnă. Care Ramona Lovin. Ramona Lovin. Da. Ea e tot din Borca. Așa. E nemțeancă de caloc de baștină. Spuneți-mi câțiva candidați de la județ care credeți că au șansele cele mai mari în comunele lor, care se bată, în afară de domnul de la Girov. Îl avem pe domnul de la Grumăzești, pe care l-am avut ieri în conferință, Valic Arman. Îl avem pe domnul Burdelea, spre să nu greșesc numele, de la Alexandru cel Bun. Burdulea. Burdulea. Burdulea, da. Care face o campanie destul de... Câțiva tineri foarte buni, antreprenori, deci nu atârnă de cine știe ce bani străini. Domnul de la Brusturi e foarte bun. Și să sperăm domnul Cazan la Roman. El este un bătăuș, știe ce înseamnă campanie electorală, să vedem dacă are șansă în fața lui Laureanu. Dacă îmi permiteți, știe foarte bine ce înseamnă campanie electorală, a învățat de la cei mai buni. Cei mai buni. El fiind unul dintre oamenii care nu și-a ascuns niciodată prietenia sinceră pe care o are cu domnul Ionel Arsene și faptul că îi făcea vizite și după ce el a plecat în Italia. Adică chiar știe, se pricepe în campanie și cred că are o șansă bună, având în vedere antecedentele astea. El fiind și consilier județean, adică e un om, are și un pedigree extraordinar în afaceri. A adus-o mai greu în ultima perioadă când a trebuit să angajeze la Drupo, societatea Consiliului Județean. Da. Mă rog, astea sunt avatarurile, ca să spunem așa. Nu pomeniți de principii, vă rog frumos. Dar n-am pomenit de principii, dar de oameni ăștia care vin și candidează. E bine. La Roman, acum sincer, diferența între candidatul de la Roman și cel de la Piatra Neamț e foarte mare. Foarte mare. În Roman e și o bătălie foarte greu. Foarte grea acolo, între, să zicem, mai mari partidelor politice, domnul Oreanu cu domnul Micu. Și aici vorbim tot despre principii foarte multe. Domnul Micu acum candidează la PSD. El a fost urmașul domnului Oreanu la primărie. Domnul Africa. Mulți dintre politicieni, după ce ajung într-o funcție, vin și spun așa: în campanie v-am spus asta, asta, asta. Acum, zice, noi trebuie să preluăm proiectele, să le ducem mai departe. Citesc din domnul Carabelea, de obicei, la când spun chestia asta. Și domnul zice, acum nu putem să facem mare lucru. Nu putem. Trebuie să așteptăm încă un mandat, încă două mandate. Dumneavoastră, și ce vreau să spun, ei când vin spun așa: dom'le, am găsit în primăria asta sau în Consiliul sau județean o mulțime de nereguli, afaceri, și ce, acum trebuie să le punem în ordine. Și eu întreb așa: dar de ce n-ați făcut plângere penală? Dumneavoastră, dacă ajungeți la Consiliul Județean, veți merge pe ideea hai să facem curățenie și să chemăm organele statului să facă curățenie? Sau, domne, hai să mai vedem, să mai vedem cum facem, că dacă dăm organele penale să duce toată funcționărimea, să dea declarații, mi fac dușmani? Dumneavoastră, ce credeți? Voi tăia nodul gordian, vă dați seama, deci să facem curățenie pe linie penală. Să vă spun ceva. Eu înregistrez toate aceste emisiuni și le țin acolo. Și peste 2-3 ani și vă întreb, cum e cu nodul? Cum e cu nodul gordian? Cum e cu nodul gordian? Că știți și cu nodul ăsta gordian. Îl tai. Dar depinde cât îl tai, cum îl tai, cu ce îl tai.
Mi-ați spus deja de pericolul de a fi sabotat de proprii mei funcționari pe linie birocratică ca să fiu, ca să mi se compromită toate proiectele. Nu ai cum altfel. Trebuie să tai în carne vie acolo. Și știu asta, tocmai de aceea le e frică de noi. Cohorta asta de 5.000 de oameni trebuie să primească o replică justițiară, cum să-i spun. Nu se poate altfel, pentru că metastazele, familia, cumetria este cumplită, bine împletită. Acum, apar tot mai multe semne la nivel european și a început să cocheteze și domnul președinte Iohannis, cum că, domne, cam trebuie să ne pregătim de război. De război. După ce mi s-a spus atâta timp, stați liniștiți, nu avem probleme, umbrele, chestii, și așa, scuturi, umbrele și alte lucruri. Care este poziția AUR în momentul acesta pe această chestiune care interesează din ce în ce mai multă lume, mai ales după ce în zona Galați-Brăila au început să fie chemați rezerviștii să facă exerciții de tragere și alte asemenea lucruri. Eu nu spun că e rău. Da, iar la Cincu va fi cea mai mare bază NATO, mai mare decât cea de la Cogălnicianu. Pe acolo există mai poligonul. Sunt sute de hectare. Iohannis este o păpușă în mâna americanilor. Iar el face ceea ce îi se dictează. În clipa de față și guvernul și președinția ne împinge pas cu pas, ne împing pas cu pas spre război. Pentru că asta este voința NATO, iar noi facem parte din NATO. Nu putem ieși acum din NATO pentru că ne mănâncă Rusia. Rămânem aici, dar noi, cei de la AUR, suntem răspicat împotriva războiului pentru că va fi sfârșitul nostru. Noi nu avem nicio șansă în fața Rusiei. Dar există această voință diabolică care vine din America de a destrăma Rusia. De a cuceri totul, pas cu pas, în numele scutului defensiv pe care îl reprezintă NATO. NATO de mult nu mai este un scut defensiv și o alianță defensivă, este ofensivă. Este evident acest lucru. Noi ne putem împotrivi doar cu gura, atât, spunând adevărul. Iohannis nici măcar nu mai spune adevărul. Macron, pe Macron l-a scăpat gura și a spus păsărica, trebuie să trimitem trupe franceze în Rusia. E nebun. Dar el este și el o marionetă a bancherilor pe care îi știm, de la Soros și Rothschild și așa mai departe. Mergem spre război, din păcate, și dacă mezalianța asta PSD-PNL va rămâne la putere și în 2025, ei nu se pot împotrivi acestui câmp de ofensivă NATO. Ei vor să distrugă Rusia. Se va ajunge la un război pe viață și pe moarte. Iar noi nu avem nicio șansă, pentru că noi nu avem armată. Dar noi vin francezii, germanii și ne trimit toate vechiturile de armament. Este un pericol real. Dar cred că lui Iohannis nu-i mai pasă că nu o să mai aibă cele 7 case, că vor fi bombardate de ruși. Probabil că își va găsi un loc călduț în afara țării, își va lua familia și ne va lăsa pe noi aici. Dar asta se întâmplă, se simte, e groaznic. Domnul senator, candidatul AUR pentru județul Neamț, știți, noi avem aici niște alegeri, care ele sunt comasate. Ați auzit pe cineva în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, în Neamț, să vorbească despre alegeri europarlamentare? Nu, bineînțeles că nu. Aici noi trăim în cuibușorul nostru, în găoacea noastră, în grota noastră și nu ne preocupă decât scaunelul nostru. Care ar fi tema care ar trebui discutată vis-a-vis de alegerile europarlamentare în Neamț, de exemplu? În primul rând, ceea ce se întâmplă cu acest pact mondial privind sănătate, Organizația Mondială a Sănătății, se pare că ne va impune un pact în urma căruia vom fi siliți să ne vaccinăm cu toții în numele unei pretinse pandemii. Asta e una. Doi la mână. Parlamentul European acum a devenit vectorul acestei plăgi cumplite, care este plaga neomarxistă, de distrugere a tot. În plus, încurajarea aceasta a emigrației. Când un emigrant, că nu știu cum să-i spune, emigrant, imigrant sau migrant, ajunge în România, statul român este obligat să-i pună la dispoziție, la fel ca ucrainienilor, tot ceea ce are nevoie de la găzduire și până la un loc de muncă. Este o invazie și o colonizare cu elemente alogene. Se întâmplă în toată Europa.
Asta se întâmplă cu complicitatea Parlamentului European. Și atunci mesajul pentru alegerilor europarlamentare este: dacă acolo în Parlamentul European vor fi conservatori, naționaliști, creștini, s-a terminat cu Uniunea Europeană, pentru că vom fi copleșiți de hoardele barbare. Asta se întâmplă. Astea ar fi două teme de mesaj. Unul privind sănătatea, nevosilit să ne vaccinăm, nu mai zic de pașaportul digital, de ne vor avea la îndemână, nu mai spun de eliminarea banilor cash, pentru că asta vor să facă, și nu mai spun de LGBT-ul acesta, căsătoria între fătălei, ca să nu folosesc alt termen, că nu avem voie, și lesbiene și așa mai departe, distrugerea creștinismului. Tot timpul se vorbește de grija pe care trebuie să avem față de musulmani în timpul Ramadanului. La noi în țară și în Europa. Mai ales în Europa. Avem grijă la obiceiurile culinare, ca nu cumva să le ofensăm propriile lor obiceiuri culinare, să nu mai mâncăm porc. Nu mai zic. Deci, expansiunea asta ideologică este evidentă. Și atunci, dacă noi nu trimitem acolo oameni care să aibă coloană vertebrală, ne vor mânca ca cum ne-au mâncat și până acum. Știți, se spunea că Parlamentul European era, a fost creat ca să fie o voce a popoarelor europene. În ce măsură Parlamentul European mai este acum vocea popoarelor? Deja ați dat răspunsul. Nu mai este nicio voce a popoarelor. Este vocea acestui curent de expansiune antinațional și anticreștin și este vocea Comisiei Europene, în spatele căreia se află aceiași bancheri. În fruntea Comisiei se află la fel o fată jucată pe degete, dar care, a cărei carieră se pare că se închide acum la doamna Ursula von der Leyen, că a căzut în disgrația multora prin tot felul de numiri dubioase. Dar așa cum este acum, Comisia și Parlamentul sunt niște instituții antinaționale. Nu avem nimic de așteptat de la ei dacă nu se schimbă numărul parlamentarilor, care să fie de dreapta. Nu întâmplător am încheiat emisiunea așa. Am încercat să vă ofer două teme de discuție pe care AUR se pare că le-a uitat în campania asta electorală. AUR ar fi, cred că, singurul partid, poate și SOS-ul și nu mai fi, care ar putea să folosească europarlamentarele în locale. Așa este, da? O să o facem. Dar mai ales în Județul Neamț. Pe teme, apropo de credință, apropo de căsătoria între oameni de același sex ele, și ca idee doar. Da, ele prind. Să nu ezitați niciodată să-mi faceți observații critice, pentru că știu că le faceți cu bună intenție și nu din răutate sau din alte motive. Și oricând am să le întâmpin și vin cu drag la dumneavoastră. Vă așteptăm. Adică o să vă mai invităm clar. Numai să găsim timpul amândoi ca să ne putem întâlni. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Poate n-a fost o emisiune tipică asta, dar a fost o emisiune sinceră. Mulțumesc, mai bine, sănătate, cele bune tuturor. Să ne vedem cu bine luni, dacă vom reuși să facem emisiune. Numai bine.